Peisaj fascinant la baza sportivă Dumitru Dobrescu de la fostul Strand Progresul, aflată într-un stadiu avansat de modernizare. În scurt timp aceasta va fi gata și va pune la dispoziția slătinenilor spații vaste de recreere și petrecerea timpului liber. Un element inedit ce transformă această priveliște într-una de vis sunt cireșii japonezi, acest parc fiind unicul din orașul nostru care dispune de acești arbori. Chiar frumoși! Mi se pare așa de frumoși când au înflorit acum atât de... Sunt frumoși, ce să mai... Deci vă bucurați că se face acest parc? Foarte mult, foarte mult. Eu stau în bloc ăsta aici și îmi pare foarte bine. Sunt foarte frumos, sunt floriți, am văzut. Dau o culoare foarte frumoasă parcului. Pentru noi în cartierul ăsta aici e ceva deosebit, ceva frumos. Față de cum am venit eu acum 7 ani, era totul altceva, a fost un strand, oricum era o paragină. Ceva frumos, cireșii, prima dată când văd așa ceva la noi aici în zonă, nu prea am văzut în oraș. Ceva deosebit. Așteptăm cu nerăbdare să fie terminat, să se inaugureze și să ne putem să ne bucurăm noi și cei mici de ce le-a făcut aici, în fostul strand. Piste alea pentru biciclete, pentru skateboard, pentru ceva frumos. Foarte frumos, mai ales că în zona asta sufeream de lipsa spațiului verde, iar vara când este foarte cald este un loc unde putem să ne răcorim și noi puțin. Și niște cireși japonezi, cum vi se pare? Da, foarte frumoși, foarte frumoși. Inițial nu ne-am dat seama că sunt cireși japonezi, după aia când am văzut florile acestea roz, ne-am dat seama că seamănă foarte mult cu celebrii cireși din Japonia. Frumoși. Ați mai văzut pe la noi prin oraș așa ceva? Nu. Nu, n-am mai văzut până acum așa ceva. Lucrările de pe baza sportivă Dumitru Dobrescu au fost atent monitorizate de către primăria municipiului Slatina, astfel încât procesul de modernizare să fie cât mai eficient.